Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bonte au demisionat de la Antena 1. Gina Pistola a avut o primă reacție privind decizia luată de cei trei bucătari, care cândva i-au fost colegi. În urmă cu câteva zile, anunțul potrivit căruia cei trei bucătari de la Șef la Cuțite au întrerupt colaborarea cu Antena 1. Motivul pentru care cei trei șefi au decis să plece din emisiune la care participau în calitate de jurați ar fi fost pus pe seama unei stări de oboseală acumulată. Mona Segal, producătoarea emisiunii de la Antena 1, a fost surprinsă de asemenea de hotărârea luată de colegii săi. Mona Segal a precizat că știe că fiecare sezon de filmare vine la pachet cu numeroase provocări, inclusiv consum fizic și psihic. Oamenii au nevoie de multă energie pentru a duce proiectele la capăt, însă pentru că totul presupune multă pregătire, nu se aștepta ca decizia demisionării să vină atât de brusc. Fosta prezentatoare TV, Gina Pistola, a renunțat să mai colaboreze în cadrul proiectului Șef la Cuțite în urmă cu mai multe luni de zile, luând decizia de a sta acasă și de a se implica activ în creșterea fiicei sale și a celebrului cântăreț Smiley, pe nume Josephine. Se pare că Gina Pistola a fost ușor surprinsă de decizia bruscă a celor trei foști colegi ai săi de a pleca de la Antena 1. Cu toate acestea, a fost rezervată privind comentarea hotărârii cunoscuților bucătari. Îmi cer scuze, dar nu vreau să comentez absolut nimic pe tema asta. La revedere și vă mulțumesc pentru înțelegere!